Haideți să vedem încă o problemă. Ni se spune așa în text că avem un triunghi, dreptunghi, un triunghi oarecare ABC și măsura unghiului A, este o problemă mai mult algebrică, este a treia parte din măsura unui unghi drept. Ce înseamnă unghi drept? Unghi drept înseamnă un unghi de 90 de grade. Cu alte cuvinte, măsura unghiului A ne spune că este a treia parte. Ce înseamnă a treia parte? 1 pe 3, ori acea cantitate, sau acea cantitate împărțită la 3. Deci este a treia parte într-un unghi drept. Deci, cu alte cuvinte, 1 pe 3, ori 90 de grade, a treia parte. Cu alte cuvinte, simplific 90 cu 3, 30 de grade, sau putem să gândim 90 împărțit la 3. Apoi ni se specifică că măsura unghiului B. Este din nou a treia parte, dar din măsura unghiului A. Deci 1 pe 3 ori măsura unghiului A pe care am calculat-o anterior. Deci 1 pe 3 ori 30 de grade sau 30 de grade împărțit la 3 este același lucru, va fi 10 grade. Măsura unghiului B. Și ni se cere să aflăm, desigur, măsura celui de-al treilea unghi. Știm pe de altă parte că suma unghiurilor în triunghi